9 persoane publice vor să renunțe de bună voie la titlul de doctor. 8 dintre aceste persoane l-au avut coordonator pe doctorul Gabriel Oprea, fostul ministru de interne și președinte UNPR. Cele 9 persoane publice au obținut doctoratul la Academia Națională de Informații Mihai Viteazu, care a trimis solicitările de renunțare la Ministerul Educației, instituție abilitată să retragă titlurile de doctor. Bogdan Licu, prim adjunctul Procurorului General al României, se numără printre cei care au cerut să renunțe la titlul de doctorat, asta după ce numele său a apărut într-un dosar de la Parchetul General cu privire la acuzația de instigare la plagiat. Conform Digi24, alte solicitări au mai venit de la Radu Stroie, fost ministru de interne, Neculai Onțanu, fost primar al sectorului 2, Loredana Radu, avocat, La Popescu, Daniel Andrei Moldoveanu, Romeo Raicu, fost deputat, Mihai Tudose, deputat PSD și Mihai Stănișoară, deputat.